O fetiță de 9 ani din Bacău a trecut printr-un adevărat coșmar azi noapte. Sub amenințarea unui cuțit, un individ de 22 de ani a dus-o pe un câmp de la marginea orașului, unde a încercat să o violeze. Fata a fost însă curajoasă, s-a luptat timp de mai multe ore cu agresorul și a reușit într-un final să scape și să fugă acasă. I-a povestit mamei sale prin ce a trecut. Femeia și-a dus imediat copilul la spital în stare de șoc. Medicii au făcut mai multe analize și, în funcție de rezultat, polițiștii vor face și încadrarea juridică a faptei. Agresorul însă nu a fost deocamdată găsit.